Mi-a ajuns comanda de la Oriflame din C4 și am aici ceva ce îmi doream de foarte, foarte multă vreme. Hello! Astăzi facem un unboxing Oriflame din campania C4. Țin să menționez că această comandă mi-a ajuns din prima săptămână, însă din păcate nu am avut timp să filmez acest videoclip, dar mai bine mai târziu decât niciodată și sunt așa puțin mai pitită aici în colț pentru că am o cutie imensă aici în fața mea și după cum puteți vedea avem și această treabă aici foarte mare și cred că o să și începem cu ea pentru că nu am să vă arăt catalogul. Nu știu ce am făcut cu catalogele, le-am împărțit la cliente și efectiv nu mai am niciun catalog de C4 să vă arăt, dar cu siguranță l-ați văzut, iar în cazul în care nu l-ați văzut, puteți să intrați pe site-ul Oriflame și îl vedeți acolo. La momentul în care o să vedeți voi acest videoclip, practic o să mai fie foarte puțin timp din campania C4 să vă puteți cumpăra ce o să vă arăt eu aici, însă cu siguranță o să vă facă plăcere ca de fiecare dată și mie îmi face plăcere să vă arăt ce minunăție am mai cumpărat eu pe aici. Și hai să vedem. Până o să terminăm cu treaba asta uriașă de aici, probabil o să se mai piardă focusul sau luminile o să fie ciudate pentru că acest săculeț este de un verde închis și cumva se denaturează culorile. Dar, după cum puteți vedea, aici am un săculeț. O protecție pe verde. Asta pentru că se află o geantă aici. Și până o desfac eu, să vă fac puțin context. Eu am un laptop, ca orice altă persoană, pe care îl folosesc foarte des și aveam nevoie de o geantă de laptop. Însă, toate gențile de laptop pe care le găseam pe mărimea care îmi trebuie mie, care se potrivește laptopului meu, erau așa, nu știu, foarte modeste, foarte simple, foarte, nu știu, erau agenții office, cum sunt cele de obicei, așa, clasice. Și voiam parcă ceva mai altfel. Aș fi vrut o geantă de laptop care să fie cumva puțin mai feminină, să se potrivească și la ținute ceva mai elegante sau mai office, nu, și, de fapt, pentru orice ținută și cumva să arate per total bine. Și cumva la Oriflame sunt aceste genți de weekend, genți normale, genți crossbody, genți plic, dar au și genți de laptop. Însă, de-a lungul timpului au scos doar genți de laptop mic, adică dimensiunile genților erau foarte micuțe pentru laptopuri mai mici. Și mă rugam efectiv să scoată la un moment dat o geantă puțin mai mare și la un moment dat, acum câteva luni, a apărut un program de bun venit foarte interesant cu o colecție de genți așa pe stilul Jordani Gold, aș zice eu, pentru că eram cu negru și cu auriu foarte interesante. Și mi era super ciudă, pentru că în colecția respectivă făcea parte și o geantă de laptop pe dimensiunile care îmi trebuiau mie, așa simplă, feminină, foarte faină. Și, bineînțeles, ținând cont că atunci a fost în programul de bun venit o parte din această colecție, apoi au fost la programul de sponsor și așa mai departe, nu am reușit să pun mâna pe ea. Dar ce credeți? A apărut în flyerul cu oferte și, dacă mi-aduc aminte bine, cred că în unboxing-ul trecut vi l-am arătat în flyer, v-am arătat această geantă. Și, hei, a ajuns la mine, am găsit-o pe stoc, de fapt am prins-o pe stoc și mă bucur foarte, foarte mult. Geanta arată cam așa, nu știu cum să vă arăt, pentru că această cutie este imensă, poate să o dau mai așa. Deci, cam așa este geanta, este super, super simplă, neagră, are detaliile acestea cu auriu pe aici, iar aici scrie Oriflame exclusiv Stockholm. Are firmware, mânerele acestea. Și în interior, nu știu cât o să vedeți voi, însă este cam așa. Practic, este tot compartimentul acesta mare, unde vine laptopul, dar am aici o despărțitoare, ceea ce înseamnă că aici pot să adaug încă un laptop mai mic sau poate pot să pun caiete, de exemplu, cum am fost eu la facultate, am avut laptopul la mine și caietele aici și încărcătorul și așa mai departe și am aici și un buzunar cu fermoar. Ea este foarte încăpătoare, se potrivește la fix cu laptopul meu, cu dimensiunile laptopului meu și mi se pare atât de simpatică, atât de drăguță și în momentul în care cauți un lucru foarte, foarte mult timp, în momentul în care îl găsești, satisfacția este foarte, foarte mare și de aceea zic că această treabă m-a încântat teribil de mult și m-am bucurat foarte mult de această comandă din C4
tocmai pentru această geantă. Și dacă mi-aduc bine aminte, a fost undeva la 150 de lei. Acum, e posibil să o mai găsiți pe site, însă, ca o mică notiță, să zicem așa, gențile la Oriflame, mai ales când apar în colecții, sunt disponibile pe site o perioadă mai scurtă de timp și după dispar. Deci, practic, au stocuri limitate și chiar dacă refac stocul la un moment dat, nu o să-l facă pe o perioadă de lungă de timp. Adică, dacă acum a apărut o colecție, se pune la vânzare, probabil se termină stocul și după poate mai refac stocul o dată de două ori maxim. Dar, de exemplu, nu știu, să vă răzgândiți și să doriți o anumită geantă la finalul anului, nu cred că o să mai găsiți. Asta vă spun din experiență și din ce am observat eu pe site. Iar acum haideți să trecem mai departe la alte produse pe aici. O să vedem. Am înlocuit taxa de transport cu acest beauty organizer și în campania trecută vi l-am arătat, de asta pentru că l-am cumpărat din flyer-ul cu oferte, dar de data aceasta a apărut acolo la variantele pentru a înlocui taxa de transport și m-am bucurat. Am zis ok, mai iau încă unul, adică înlocuiesc taxa, iau și acest organizator și cu siguranță în viitorul apropiat când o să mai fac un giveaway o să ajungă la una dintre voi. Deci, da, un beauty organizer este binevenit întotdeauna, iar acesta a fost undeva la 23 de lei dacă nu mă înșel. Și practic s-a înlocuit taxa de transport și eu am mai plătit doar diferența, ceea ce este super bine, super deal. Am împușcat de iepuri dintr-un foc. Am cumpărat aici și un set pentru bărbați, pentru că mi s-a părut la o ofertă super, super mega bună. Sunt produse din gama North Pole Men, iar setul conține deodorant de tip roll-on, un săpun solid și... aici mai am un produs 2-in-1 care se presupune că este și șampon, dar și gel de duș, poate fi folosit și. E bine, această gamă este foarte drăgită și de fratele meu, dar și de prietenul meu și cumva când prim produsele la oferte, le iau. Acest set cred că a fost undeva la 25 de lei și să știți că dacă cumva... bărbații din viața voastră au încercat deja aceste produse, le plac, nu le plac, le folosiți, nu le folosiți, le cumpărați, nu le cumpărați, merg făcute și cadouri. Mie îmi plac foarte mult, îmi plac cum miros, mi se pare că au un preț accesibil și sunt chiar folositoare, utile și niște produse bune, își fac treaba. Asta din ieșire din review-urile pe care le-am primit eu de-a lungul timpului de la alți băieți. Dar, după cum am zis, merge bine și pe post de un cadou alături de încă ceva. Nu uitați cadourile când se fac, încercați să faceți niște cadouri ceva mai personale, mai personalizate în funcție de ce își dorește persoana respectivă. Iar dacă vreți să faceți și produse cosmetice cadou, alea să fie ca o completare, să fie așa lângă... Mai am aici două cutiuțe de Tender Care, este varianta cu semințe de căpșuni, dacă zic bine, și mi-am luat aici două cutiuțe. Cred că era o variantă nouă, dacă mi-aduc bine aminte, uite că m-a lăsat memoria acum, nu mai știu dacă este o noutate sau nu, dar parcă da. Mi-a plăcut foarte, foarte mult mirosul și am zis că trebuie să am și această variantă și l-am luat un dublu exemplar pentru că cu siguranță să se ivească o ocazie în care vreau să dăruiesc un produs cuiva și atunci acest Tender Care este binevenit pentru că este un produs foarte bun. Hidratează buzele extraordinar de bine și în special dacă îl aplicați seara dimineața o să aveți niște buze extraordinare și plus că are gust bun pentru că știți ce se întâmplă și probabil ați văzut și voi studiile cel puțin odată în care se spune că rujul sau produsele de buze de obicei ajung să fie și ingerate fără să-ți dai seama, adică nu trebuie să te apuci să mănânci din el, dar efectiv fiind pe buze cumva ajunge în timp să fie ingerat. Hai să vedem acum. Mai am aici un rimel, dar ia stați așa să-mi aduc eu bine aminte exact. O mascara și o apă de toaletă. Acestea au venit din programul de frumusețe. Așa. Am o apă de toaletă de Air to Shine, 50 de ml, este sigilată, n-am să o desfac, dar cu siguranță știți cum miroase această apă de toaletă. Iar în cazul în care nu știți,
Știți bine că există mustră pe site și puteți oricând să vă achiziționați mustră ca să încercați mai multe parfumuri. Iar aceasta este mascara. Au venit cumva la set. Este 5 în 1 Wonder Lash și cu siguranță va merge la una dintre voi la un moment dat, pentru că eu am foarte, foarte multe mascara acum și desfăcute și sigilate, inclusiv pe acesta. Așa că pentru mine acest produs este ca o rezervă. Și, da, este varianta waterproof. Și mai am aici încă ceva. Mai am un produs pentru mama. Am aici o cremă de față, este din gama Royal Velvet, este crema de zi, are SPF 15 și mamei mele îi place foarte, foarte mult această gamă Royal Velvet, îi place cum are pielea după ce folosește aceste produse, îi place mirosul, nu are niciun fel de probleme de la această gamă, astfel încât mereu îi recumpăr produsele acestea, iar acum din gama pe care o folosește ea, din produsele pe care le folosește din această gamă, i s-a terminat crema de zi și atunci i-am recumpărat-o ca să aibă cremă să se dea în fiecare zi, pentru că este foarte important să ne dăm cu cremă fiecare zi și special cu SPF. Iar aici am plicul cu catalogul și flyer ce va urma să fie. Și o desfacem acum rapid. Uite, cam așa va arăta catalogul cu Alina Eremia și cu o nouă mascară pe copertă, iar catalogul se deschide așa. Va fi o mascară. Mi-aduc aminte că am început să facă și reclamă la chestia aceasta. Se numește The One False Lashes 360 de grade. Practic se rotește acest aplicator și se poate folosi în mai multe moduri, așa cum arată aici. Și da, eu am reușit să mă uit așa foarte, foarte puțin peste catalogul următor, însă să știți că vor fi câteva noutăți interesante, vor fi și câteva oferte interesante, iar pe spate, știți că aici de obicei sunt oferte foarte, foarte bune, aparent avem 3 produse de la Milk & Honey, mie îmi plac produsele Milk & Honey și dacă nu le-ați încercat niciodată, vă recomand să le încercați, pentru că sunt chiar niște produse foarte bune. Și îmi plac așa de mult pentru că sunt hidratante. Au așa o textură foarte interesantă, cremoasă. Iar aici avem flyerul cu oferte exclusive pentru consultanți. Avem aici pe prima pagină niște parfumele, apoi alte tipuri de produse. Uite, din nou, organizatorul de care vă vorbeam, pe care l-am luat în campania trecută și l-am luat și acum, este acesta. Este transparent și are niște dungi aurii. Sper că se poate observa acolo pe cameră. Va fi la 30 de lei. Deci în cazul în care vă doriți și voi organizator pentru produsele de make-up, puteți să faceți acest lucru. Puteți să le luați în campania următoare din flyer. Și mai multe produse de make-up. Eu vreau să ajung la accesorii și la genți. Uite, avem aici o oglindă foarte interesantă. Oglinda aceasta de la Giordani Gold mi-a plăcut întotdeauna, însă mi-ar fi plăcut să aibă lumină. Pentru că nu are lumină, nu a achiziționat-o încă. Uite, mai avem aici niște sticky notes și cu un pix foarte interesant. Acestea știu că mi-au atras atenția de la bun început, dar nu le-am găsit pe stoc, deci cine știe acum. Și am ajuns la partea cu accesorii. Uite ce avem aici. Avem multe chestii interesante, cerceluși, lanț, brățară. Uite că am ajuns și la partea aceasta cu alte tipuri de accesorii. Uite, recipientul pentru dischete de machiante. Vi l-am arătat eu în campaniile, cred că acum 2 campanii, că i-am cumpărat și mamei mele, îl am și eu, este super util, va fi la 12 lei în cazul în care sunteți interesate. Și am ajuns și la partea cu genți din nou. Uite, o să bage în flyer geanta mare plise. Pe aceasta am vrut să-mi o cumpăr și de fiecare dată când am încercat să o cumpăr, nu era pe stoc. Dar să sperăm că acum o să bage din nou. Și uite, varianta la geanta pe care v-am arătat eu de laptop o să apară în flyer varianta de weekend. Adică o geantă puțin mai mare în care vă puteți pune hainele în cazul în care plecați un weekend pe undeva. Iar în spatele flyerului este o paletă din aceea magnetică și cu câteva farduri. Și stați așa să văd că aici văd că mai am niște flyere. Să vedem despre ce este vorba. Ok, avem aici un flyer. Alege livrarea flexibilă și intră în cursă pentru super premii. Ok, în campania 5, adică între 29 martie și 19 aprilie,
Dacă selectați livrarea la EasyBox, intrați automat într-o tombolă în care puteți câștiga un iPhone 13. Interesant! Ia să vedem. Da. Deci, efectiv, comandați produsele preferate în campania 5, selectați ca metodă de livrare la EasyBox și practic contul vostru se înscrie automat în extragerea unui iPhone 13. Foarte interesant și sunt sigură că veți găsi pe site mai multe informații în cazul în care vă doriți. Am aici și programul de frumusețe, care va fi în C5 și C6. Uite așa, la nivelul silver este vorba despre un tuș și o apă de toaletă, iar la nivelul gold este vorba de două ape de toaletă. Ce flair am aici? Oh, Business and Beauty by Susan. Știți că v-am mai zis eu, de obicei eu încerc să debifez flyerele pentru că le pot vedea online și nereros să consum hârtie degeaba, pentru că oricum ajunge la reciclat, dar uite că de data aceasta știu că a fost o treabă, nu am putut să scot revista Business and Beauty de data aceasta din coș, practic se trimitea obligatoriu. Și aici avem ofertele principale din următorul catalog. Aici sunt diverse informații, deci în revista Business and Beauty sunt diverse informații și chestii interesante și uite că acum văd aici o treabă. Un ring light pentru telefon, pentru stories, foarte interesant. Da, chiar este interesant asta dacă sunt achiziționate mai multe tuburi de mascara. Uite și cu Giordani Gold Essence Blossom va fi o ofertă foarte interesantă pentru consultanți. Și mai sunt aici informații și produse wellness, despre gamele Nove Age, dar eu vreau să ajung mai spre final. Uite, vor apărea niște kituri noi de mostre foarte interesante. Try it, love it, buy it. Foarte, foarte fain. Și uite, aici aveți o grămadă de coduri de mostre și voiam să ajung aici la programul, la pachetul de lansare pentru campania următoare. Va fi o pensulă de contur, un gel de duș și un spray parfumat pentru corp, mă gândesc eu. Și bineînțeles să celelalte mostre și catalogele. Asta în cazul în care vă interesează și nu știți ce se află la pachetul de lansare pentru campania următoare. E bine, asta a fost tot ce a conținut această cutie și comanda mea din C4. Să-mi spuneți în comentarii ce v-ați mai cumpărat voi de la Oriflame în ultima perioadă, pentru că sunt tare curioasă să văd dacă ați încercat noutățile sau dacă v-ați refăcut stocul la anumite produse. Și da, nu rămâne decât să ne vedem data viitoare, sâmbătă de la ora 19, cu un nou videoclip. V-am pupat, pa!